Dumnezeule, prin pătimirea lui Hristos, Fiul Tău, Domnul nostru, Tu ai nimicit moartea, care e moștenirea străvechiului păcat, lăsată întregului neam omenesc. Te rugăm să reînnoiești după asemănarea Fiului Tău, pentru ca după cum prin naștere am primit chipul omului pământesc, tot astfel, sfințiți de harul Tău, să purtăm chipul omului ceresc, prin Hristos Domnul nostru. Să ascultăm cuvântul Domnului. Lectura 1. Citire din cartea profetului Isaia. Iată, slujitorul meu va avea succes. Se va înălța, se va ridica și va fi foarte sus. După cum mulți s-au înspăimântat de tine, chipul lui era mai desfigurat decât cel al unui om și fața lui decât a fiilor oamenilor. Tot așa, multe popoare se vor uimi și regi își vor închide gura înaintea lui, căci vor vedea ceea ce nu li s-a povestit și vor înțelege ceea ce nu au auzit. Cine a crezut în ceea ce ne-a fost anunțat? Și cine a cunoscut brațul Domnului? S-a înălțat ca o mlădiță înaintea lui și ca o rădăcină dintr-un pământ uscat. Nu avea formă și nici frumusețe ca să o privim, nici înfățișare ca să o dorim. Disprețuit și refuzat de oameni, om al durerii, cunoscător al suferinței, de care îți ascunzi fața. Era disprețuit și noi l-am luat în seamă. Iar el a purtat suferințele noastre și durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi l-am considerat lovit, bătut de Dumnezeu și umilit. Dar el era străpuns pentru nelegiuirile noastre, lovit pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne aducea pacea era asupra lui. Prin rănile lui noi suntem vindecați. Noi toți rătăceam ca oile, fiecare avea propriul drum în viață. Domnul a făcut să cadă asupra lui păcatele noastre, ale tuturor. Chinuit și umilit, el nu și-a deschis gura, ca un miel dus la înjunghiere și ca o oaie mută înaintea celor care o tund, nu și-a deschis gura. A fost luat cu violență și judecată. Cât despre generația lui, cine se gândește? A fost șters de pe pământul celor vii, pentru nelegiuirea poporului meu a fost lovit. Mormântul lui a fost cu cei nelegiuiți, cu cel bogat a fost în moartea lui, deși nu făcuse nicio violență și nu fusese înșelăciune în gura lui. Domnul i-a plăcut să-l zdrobească prin suferință. Când sufletul și-l va pune ca jertfă pentru vinovăție, va vedea o descendență care își va lungi zilele și dorința Domnului, prin mâna lui, va avea succes. Din truda sufletului său va vedea și va fi satisfăcut în cunoașterea lui. Slujitorul meu cel drept îi va îndreptăți pe mulți și va lua asupra sa păcatele lor. De aceea îi voi face parte cu cei mari și cu cei puternici va împărți prada, pentru că și-a dat sufletul la moarte și a fost numărat împreună cu cei nelegiuiți. Dar el purta păcatul multora și mijlocea pentru cei nelegiuiți. Cuvântul Domnului.
Tată, în mâinile tale încredințez sufletul meu. Doamne, în Tine am căutat refugiu să nu fiu făcut nici când de rușine. Mântuiește-mă în dreptatea Ta. În mâinile Tale mi-ncredințez Duhul. Tu mă vei mântui, Doamne, Dumnezeule adevărat. Am ajuns de ocară tuturor asupritorilor mei, spaimă mare pentru vecinii și cunoscuții mei. Cei care mă văd pe drum mă ocolesc. Sunt datuitării ca un mort, ca unul fără inimă. Am ajuns ca o oală spartă. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și spun, Tu ești Dumnezeul meu. Soarta mea este în mâinile Tale. Scapă-mă din mâinile dușmanilor mei și de cei care mă urmăresc. Să strălucească fața Ta peste slujitorul Tău. Mântuiește-mă în îndurarea Ta. Fiți tari să se întărească inimile voastre, voi toți cei care nădăjduiți în Domnul. Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, având așadar un mare preot minunat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să ținem cu tărie mărturisirea credinței, căci nu avem un mare preot care să nu poată suferi împreună cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul care a fost încercat în toate, asemenea nouă, în afară de păcat. Așadar, să ne apropiem cu toată îndrăzneala de tronul Harului, ca să primim îndurare și să găsim ca ajutor Harul Său la timpul potrivit. În zilele vieții sale pământești, El a oferit cu strigăte puternice și cu lacrimi, rugăciuni și cereri către Acela care avea puterea să-L salveze de la moarte și a fost ascultat datorită evlaviei Lui. Și deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit, iar după ce a fost făcut desăvârșit, a devenit cauză de mântuire veșnică pentru toți cei care ascultă de El. Cuvântul Domnului. Pătimirea Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Evanghelist Ioan. În acel timp, Iisus a ieșit împreună cu discipolii Săi, dincolo de torentul Cedron,
unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii săi. Dar știa și Iuda trădătorul locul acela, pentru că de multe ori Iisus se aduna acolo împreună cu ucenicii săi. Așadar, Iuda luând cohorta și servitori de la arhierei și farizei, a venit acolo cu felinare, torțe și arme. Atunci Iisus, cunoscând toate câte vor veni asupra Lui, a ieșit și le-a zis: pe cine căutați? I-au răspuns: pe Iisus Nazarenul. Le-a zis Iisus: cel care l-a trădat. Când le-a zis: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Atunci a întrebat a doua oară: pe cine căutați? Iar ei au zis: Iisus le-a răspuns: v-am spus că eu sunt, așadar dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să plece, să se împlinească cuvântul pe care îl spusese: dintre cei pe care mi-ai dat, n-am pierdut pe niciunul. Atunci Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o și l-a lovit pe servitorul arhiereului și i-a tăiat urechea dreaptă. Iar numele servitorului era Malcus. Dar Iisus i-a zis lui Petru: pune-ți sabia ta în teacă, oare să nu beau pot paharul pe care mi l-a dat Tatăl? Atunci cohorta, comandantul și servitorii iudeilor l-au luat pe Iisus și l-au legat. L-au dus mai întâi la Hana, căci era socrul lui Caiafa, care era marele preot al acelui an. Caiafa era acela care dăduse iudeilor sfatul: este mai bine să moară un singur om pentru popor. Iar Simon Petru și celălalt discipol îl urmau pe Iisus. Acel discipol era cunoscut marelui preot și a intrat împreună cu Iisus în curtea marelui preot, în timp ce Petru stătea afară în fața porții. Atunci celălalt discipol, care era cunoscut marelui preot, a ieșit și a vorbit cu portărea sa și l-a lăsat și pe Petru să intre. Servitoarea portărea să i-a zis lui Petru: nu cumva ieși tu dintre discipolii acelui om? Yeah.
nu sunt. Stăteau acolo servitorii și cei din gardă, făcuseră un foc pentru că era frig și se încălzeau. Și Petru stătea cu ei și se încălzea. Atunci marele preot l-a întrebat pe Iisus despre discipolii lui și despre învățătura sa. Iisus i-a răspuns: eu am vorbit pe față, întotdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, n-am vorbit nimic pe ascuns. De ce mă întreb pe mine? Întreabă-i pe cei care au zis ce le-am vorbit. Iată, ei știu ce am spus. Îndată ce i-a spus acestea, unul dintre cei din gardă care stătea acolo i-a dat o palmă lui Iisus, spunând: așa răspuns tu, marelui preot. Iisus i-a răspuns: dacă am vorbit rău, arată-mi ce este rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești? Atunci Ana l-a trimis legat la Caiafa, marele preot, iar Simon Petru stătea și se încălzea. Atunci ei i-au spus: nu cumva ieși tu dintre discipolii acelui om? El a negat și a zis: nu sunt. Unul dintre servitorii marelui preot, o rudă celui căruia Petru i-a tăiat urechea, i-a zis: nu te-am văzut eu în grădină împreună cu el? Dar Petru a negat din nou și îndată a cântat cocoșul. Atunci l-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineață, dar ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se profaneze și să poată mânca paștele. Pilat a ieșit afară la ei și a zis: ce acuză aduceți împotriva acestui om? Au răspuns și i-au zis: atunci Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l voi după legea voastră. Iudeii i-au spus: astfel trebuia să se împlinească cuvântul pe care îl spusese el, arătând în ce de ce fel de moarte avea să moară. Pilat a intrat din nou în pretoriu, l-a chemat pe Iisus și a zis: tu ești regele iudeilor.
Iisus a răspuns, de la tine însuți spui aceasta, sau alții ți-au vorbit despre mine? Pilat a răspuns, oare sunt eu iudeu? Poporul tău și arhierei te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut? Iisus a răspuns, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci Pilat a zis, așadar ești rege? Iisus i-a răspuns, tu spui că eu sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? După ce i-a spus aceasta, a ieșit din nou la iudei și le-a zis, eu nu găsesc în el nicio vină, dar este un obicei la voi, ca de pași să vă eliverez pe cineva. Așadar, vreți să vi-l eliberez pe regele iudeilor? Atunci au strigat din nou spunând, nu pe acesta, ci pe Barabba. Iar Barabba era un tâlhar. Atunci Pilat l-a luat pe Iisus și l-a dat să fie biciuit. Soldații au împlentit o coroană din spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi veneau la el și spuneau, și dădeau palme. Pilat a ieșit din nou afară și le-a zis, iată, vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc în el nicio vină. Așadar, Iisus a ieșit afară purtând coroana de spini și haina de purpură. Iar Pilat le-a zis, iată omul. Când l-au văzut, arhierei și cei din gardă au strigat, Pilat le-a zis, lua
luați-l voi și răstigniți-l, pentru că eu nu găsesc în el nicio vină. Iudeii i-au răspuns: când a auzit Pilat cuvintele acestea, s-a înspăimântat și mai mult. A intrat iarăși în pretoriu și a zis: De unde ești tu? Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbești, nu știi că eu am putere să te eliberez și putere am să te răstignesc? Iisus i-a răspuns: Nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dat de Iisus. De aceea cel care m-a dat în mâinile tale are un păcat mai mare. Aceea Pilat căuta să le libereze, dar iudeii strigau: auzit Pilat cuvintele acestea, l-a dus pe Iisus afară și s-a așezat pe un tron în locul numit Litostrotos, iar în evreiește Gabata. Era în ziua pregătirii Paștelui, pe la ceasul al șaselea, și le-a spus iudeilor: Iată-l pe regele vostru! Atunci ei au strigat: Ia, răstignește! Pilat le-a zis: Să-l răstignesc pe regele vostru. Arhiereii au răspuns: Nu avem alt rege afară de împăratul. Atunci l-a predat lor ca să fie răstignit. Așadar l-au luat pe Iisus, purtându-și singur crucea, a ieșit spre locul numit al Craniului, care în ebraică este numit Golgota, unde l-au răstignit pe el și împreună cu el pe alți doi, de o parte și de alta, iar Iisus în mijloc. Pilat a scris și o inscripție și a pus-o pe cruce. Era scris: Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Mulți dintre iudei au citit această inscripție, pentru că locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate și era scris în ebraică, latină și greacă. Arhierei iudeilor i-au spus lui Pilat: Nu scrie
Pilat a răspuns, ce-am scris, am scris. După ce soldații l-au răstignit pe Iisus, au luat hainele lui și au făcut patru părți, fiecărui soldat o parte și tunica. Însă tunica era fără cusătură, țesută dintr-o bucată de sus până jos. Și ziseră unul către altul, aceasta ca să se împlinească Scriptura, au împărțit între ei hainele mele și pentru tunica mea au aruncat zaruri. Soldații au făcut toate acestea. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui Iisus și sora mamei lui, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena. Așadar, văzând Iisus că stătea acolo mama lui și discipolul pe care îl iubea, i-a spus mamei, Femeie, iată-l pe fiul tău. Apoi a spus discipolului, iată pe mama ta. Și din ceasul acela, discipolul a luat-o acasă la el. După acestea, văzând că toate s-au împlinit, ca să se împlinească Scriptura, Iisus a zis, iese-te. Era acolo un vas plin cu oțet. Atunci ei au pus în isop un burete îmbibat cu oțet și l-au apropiat de gură. După ce a luat oțetul, Iisus a spus, s-a împlinit. Și plecându-și capul, și-a dat sufletul. Întrucât era ziua pregătirii, ca să nu rămână trupurile pe cruce sâmbăta, pentru că acea sâmbătă era zi mare, iudeii au zis lui Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să ia de acolo. Atunci a venit soldații, au zdrobit fluierele celui din tâi și ale celuilalt, care era răstignit cu el. Dar când au venit la Iisus și au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul dintre soldați a străpuns coasta cu o suliță și îndată ieși sânge și apă. Cel care a văzut a dat mărturie, și mărturia lui este adevărată. El știe că spune adevărul,
ca să credeți și voi. Acestea s-au făcut ca să se împlinească Scriptura, nu i se va zdrobi niciun os. Iar în altă parte Scriptura mai spune, vor privi la cele pe care l-au străpuns. După acestea, Iosif din Arimateea, care era discipol al lui Iisus, dar întrascuns de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să-l lase să ia trupul lui Iisus. Pilat i-a permis. Atunci a venit și a luat trupul lui Iisus. A venit și Nicodim, cel care fusese mai înainte la el, și a adus un amestec de mir și aloie, cam de 100 de litre. Ei au luat trupul lui Iisus, l-au înfășurat în giulgiuri cu uleiuri aromatice, după cum este obiceiul de înmormântare la iudei. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou, în care nu fusese pus nimeni niciodată. Așadar, pentru că era ziua pregătirii iudeilor, iar mormântul era aproape, l-au pus pe Iisus acolo. Excelențele voastre, preacucernici părinți, iubiți credincioși, după ce ieri, Joia Mare, în Joia Sfântă, am celebrat două mari mistere, două mari fapte de iubire ale lui Iisus față de noi, temeierea Sfintei Euharistii, prin care, iată, Iisus ni s-a lăsat ca hrană și băutură pe drumul, în peregrinarea noastră spre cer. Și de asemenea m-am amintit de orânduirea Sfintei Preoții, prin care Dumnezeu revarsă atâtea daruri asupra poporului lui Dumnezeu. Iată că în ziua de astăzi, în Vinerea Sfântă, Biserica ne amintește de o altă faptă de iubire pe care Hristos ne-a arătat-o, și anume pătimirea și moartea sa pe lemnul crucii. Am ascultat, dragi creștini, cu emoție cum ne relatează Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan pătimirea și moartea lui Iisus pe cruce. Ce aș mai putea adăuga la o relatare atât de emoționantă? Să facem doar câteva reflexii pe marginea misterului crucii. Să vedem ce însemnează pentru noi crucea pe care a murit Iisus. Ce ne spune nouă crucea lui Iisus? Apostolul Paul, meditând misterul crucii și văzând că mulți oameni nu vor să primească crucea lui Iisus, spunea: pentru evrei crucea însemnează scandal, iar pentru păgâni nebunie. Dar pentru noi, cei care credem, crucea lui Iisus este puterea lui Dumnezeu. Da, iubiți credincioși, crucea lui Iisus în primul rând ne învață cât de mult ne-a iubit pe noi Iisus, Fiul lui Dumnezeu. De când pe calvar străjuiește crucea lui Iisus, de atunci nimeni nu se mai poate îndoi
că Iisus ne iubește, că Dumnezeu ne iubește. De altfel însuși Mântuitorul nostru a spus, nimeni nu poate să dea o dovadă mai mare de iubire decât ca să-și dea viața pentru prietenii săi. Și iată, Iisus a făcut lucrul acesta. Război. Un călător european vizita un cimitir din Washington, din America. La un moment dat a văzut un bărbat care plângea și se ruga la o cruce. Mormântul era plin de flori, iar pe cruce, pe crucea care străjuia mormântul, stăteau scrise cuvintele: a murit pentru mine. S-a apropiat de acel om și l-a întrebat de ce a scris aceste cuvinte. Și l-a spus, începuse războiul, am fost chemat sub arme, dar un prieten de al meu a venit și s-a oferit să meargă el în locul meu, pentru că eu aveam 5 copii acasă. A mers la război, dar un glonte nemilos i-a răpus viața. Iar eu am ridicat acest monument în cinstea lui și de aceea am scris pe cruce cuvintele: a murit pentru mine. Dragi creștini, pe crucea lui Iisus ar trebui scrise aceste cuvinte cu litere de aur, cu litere de sânge: a murit pentru mine. A murit pentru ca noi să fim eliberați de sub sclavia diavolului și a păcatului. A murit pentru mine, pentru ca noi să dobândim viața harului. A murit pentru mine, Hristos, pentru ca noi să devenim copiii lui Dumnezeu. A murit pentru mine, Hristos, pentru ca să ni se deschidă larg porțile cerului, porțile paradisului. Ce ne mai învață crucea lui Iisus? Crucea lui Iisus ne mai învață că și noi trebuie să răspundem cu iubire la atâta iubire pe care ne-a arătat-o Hristos prin moartea sa pe cruce. În aceste zile biserica cântă: sic nos amantem, quis non redamare, pe acela care ne-a iubit atât de mult, cine oare nu-l va iubi? Oare iubim noi cu adevărat pe Iisus? Oare ne înduioșăm noi privind crucea lui Iisus? Oare ne schimbăm noi cu adevărat viața noastră și arătăm printr-o viață de sfințenie că iubim pe Iisus? Spune o legendă pioasă că după ce Preacurata Fecioara Maria l-a întâlnit pe Iisus pe drumul Calvarului, s-a retras, s-a rezemat de un petroi și a început să plângă. Și lacrimile care cădeau din ochii Preacuratei Fecioarei Maria erau atât de fierbinți încât se topea stânca pe care cădeau aceste lacrimi. Oare noi avem inima mai tare decât pietrele Calvarului? Oare noi să nu ne înduioșăm privind la crucea lui Iisus? Soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, iar catapiteazma templului s-a rupt în două, ne spune Evanghelia, la moartea lui Iisus. Și noi să rămânem pasivi și indiferenți în fața unei morți din iubire față de noi? Să-L iubim pe Iisus așa cum l-a iubit Preacurata Fecioara Maria. Să-L iubim pe Iisus așa cum l-a iubit Sfânta Maria Magdalena, care după ce a fost iertată de păcatele vieții sale în casa lui Simon Leprosul, nu s-a mai întors niciodată la viața din trecut, dar l-a urmat pe Iisus pe drumurile Palestinei și a avut curajul să meargă până sub crucea lui Iisus. În timp ce chiar apostolii l-au părăsit pe Iisus, Petru, care se lăudase: Doamne, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi, l-a părăsit și el.
Maria Magdalena nu l-a părăsit și a avut curajul să meargă până sub cruce. Căci iubirea este mai tare decât moartea. Să-L iubim pe Iisus așa cum l-a iubit apostolul Petru, care a plâns toată viața sa acel moment de cheamă în timpul pătimirii lui Iisus, încât spune Sfântul Ieronim că i se făcuseră două gropițe sub ochi de atâta plâns, că n-au avut curajul în acele momente de cumpănă pentru Iisus să-L recunoască pe Iisus de Domnul și Stăpânul Său. Să-L iubim pe Iisus așa cum l-a iubit apostolul Paul, care zicea, mihi vivere, Christus este mori lucrum, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Cine oare mă va despărți de dragostea lui Hristos? Oare foamea, setea, lipsa de îmbrăcăminte, persecuțiile? Nu, nici moartea, nici viața, nimeni și nimic nu mă va putea despărți de dragostea lui Hristos. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur zicea despre apostolul Paul, inima lui Hristos era inima lui Paul, iar inima lui Paul era inima lui Hristos. Iată, așa de mult se identificase marele apostol cu Iisus, iată cât de mult îl iubea acest apostol pe Iisus. Să-L iubim pe Iisus așa cum l-a iubit Sfântul Filip Neri, care după moartea sa i s-au găsit coastele din dreptul inimii dilatate, cu atâta forță se zbătea inima în pieptul său. Să-L iubim pe Iisus acum, așa cum l-a iubit Sfânta Tereza, pruncului Iisus, care înainte de a muri, ultimele ei cuvinte au fost, Iisuse, Marie, Iosife, eu vă iubesc. Dragi creștini, multe ne învață crucea lui Iisus. Crucea lui Iisus este tărie și trebuie să ne fie tărie la momentul de ispită. Da, crucea lui Iisus este tărie în momentul ispitei. Citim în istoria veche că a murit un rege al cimerienilor, o populație din Balcani. Și pe când regele era încă pe laiță, cei trei fii ai săi au început să se certe între dânsii care să fie urmașul la domnia al tatălui. Și un înțelept, văzând lucrul acesta, s-a apropiat de cei trei și le-a spus, hai să vă fac o propunere, să legăm trupul tatălui vostru de pomul acesta din grădină, să luați arcul și săgeata și acela care va nimeri în inima tatălui, acela va fi rege. Și așa s-a făcut. Primul a tras, dar nu l-a nimerit pe tatăl său. A tras săgeata și cel de-al doilea nu a nimerit inima. Cel de-al treilea, când a încordat arcul și a dat să dea, să trimită săgeata, deodată s-a îngălbenit la față, arcul și săgeata au căzut din mâinile sale, iar el a spus, nu pot, nu pot să țintesc inima tatălui meu. Și atunci acel înțelept l-a declarat pe acesta ca să fie urmaș la domnie, pentru că iată, acest copil a avut o inimă plină de înduioșare, plină de evlavie față de tatăl său. O, dacă iubiți credincioși, în momentul ispitei ne-am gândit că noi luăm ca țintă însă și inima regelui nostru, Hristos. Oare n-ar trebui să ne cadă din mâinile noastre păcatul otrăvitor care țintește drept inima regelui nostru?
De aceea, dacă te stăpânește patima mândriei, privește la crucea lui Iisus, privește la fruntea lui Iisus care este încununată cu spini. Dacă te stăpânește patima urii, privește la crucea lui Iisus, privește la Iisus răstignit care își întinde brațele pe cruce, voind parcă să cuprindă pe toți oamenii la pieptul său. Dacă te stăpânește duhul necurăției, privește la Iisus care este gol pe cruce ca să ispășească toate păcatele acestea de necurăție. Dacă te stăpânește patima locomia beției, auzi cuvintele lui Iisus, mi-e sete, pe care El le-a spus, atârnat fiind de lemnul crucii. Crucea lui Iisus ne mai este apoi, iubiți credincioși, curaj la momentul încercărilor care vin în viață. Cristofor Columb, în cea de-a patra călătorie, pe când străbătea oceanul Atlantic, deodată o furtună năpraznică s-a ivit, un adevărat uragan. La un moment dat s-a ridicat un var imens, care parcă ajungea până la cer. Marinarii s-au înspăimântat, dar Cristofor, care era un om al credinței, și-a ridicat brațul, a făcut semnul crucii și deodată valul a luat o altă direcție. Și noi, dragi creștini, călătorind pe marea acestei vieți, ne confruntăm uneori cu mari valuri, uneori cu valuri uriașe care parcă vor să ne înghită. Atunci, asemenea lui Cristofor Columb, să ridicăm brațul și să facem semnul crucii, să privim la crucea lui Iisus și vom ieși tari din momentul încercărilor. Și încă un gând, crucea lui Iisus trebuie să ne fie mângâiere pe patul morții. În acele momente când vom rămâne singuri numai cu Dumnezeu în fața noastră, când nimeni nu ne mai poate ajuta. Crucea lui Iisus să ne fie în acele momente mângâiere. O tânără din Italia trăgea de moarte, dar mereu zicea, mi-s mâinile goale, cum mă voi prezenta în fața lui Dumnezeu, mi-s mâinile goale. Și atunci mamei i-a venit un gând, a luat crucea de pe perete, le-a pus în mâinile tinerei, ea a strâns cu putere crucea la piept, a sărutat-o și a închis ochii pentru lumea aceasta. Cardinalul Wiseman, în Anglia, era pe patul morții. A venit secretarul său și îl întreabă, Excelență, cum vă mai simțiți? Și cardinalul răspunde, mă simt ca un liceian care se întoarce acasă să-și vadă părinții săi. Iată cum mor sfinții care au trăit la școala lui crucii, la școala suferinților lui Hristos. Să ne oprim aici, dragi creștini, am mai putea continua cu alte reflexii asupra crucii lui Iisus, dar să nu uităm aceste gânduri, să nu uităm că crucea lui Iisus este dovada supremă a iubirii lui Hristos față de noi. Să nu uităm că și noi trebuie să răspundem cu iubire la atâta iubire pe care ne-a arătat-o Iisus. Să nu uităm că crucea lui Iisus trebuie să ne fie tărie în momentul ispitei, să ne fie curaj în momentul încercărilor. Să nu uităm pe patul morții să strângem cu tărie crucea la pieptul nostru să o sărutăm. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin.
toate rugăciunile noastre și le prezentăm Tatălui Ceresc prin acela care este Mântuitorul nostru Iisus, care a îmbrățișat crucea pentru noi. Procedăm acum la rugăciunea universală din această seară binecuvântată, noaptea iubirii, Vinerea Sfântă. Să ne rugăm așadar, fraților prea iubiți, pentru Biserica Sfântă a lui Dumnezeu, ca Domnul și Dumnezeul nostru să binevoiască ai dărui pacea, a unii și cârmui pe toată fața pământului, iar nouă să ne dea harul ca trăind în pace și liniște, să le preamărim pe Dumnezeu Tatăl atotputernic. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care în Hristos ai arătat mărirea Ta tuturor neamurilor, ocrotește lucrările îndurării Tale pentru ca Biserica Ta răspândită pe întregul pământ să stăruie cu credință neclintită în mărturisirea numelui Tău, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru prea fericitul nostru Părinte Papa Francisc, ca Domnul și Dumnezeul nostru, care l-a ales în demnitatea episcopală, să-l păstreze sănătos și nevătămat pentru Biserica Sa cea Sfântă, spre a cărmui poporul sfânt al Domnului. Dumnezeule atotputernic și veșnic, în înțelepciunea Ta sunt întemeiate toate, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre și ocrotește-L cu iubirea Ta pe Păstorul Suprem pe care L-ai ales pentru noi, care auzește prin El poporul creștin și fă-L să înainteze în credință prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru episcopul nostru Petru, pentru toți episcopii, preoții și diaconii bisericii și pentru toată mulțimea credincioșilor. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care sfințești și călăuzești cu Duhul Tău întregul trup al bisericii, ascultă rugăciunile pe care ți le aducem pentru toți membrii ei, ca fiecare după chemarea Sa și prin harul Tău să Te slujească necontenit cu fidelitate, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să ne rugăm și pentru catecume, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le lumineze mintea și inima și să le deschide poarta milostivirii Sale, pentru ca prin baia renașterii să primească iertarea tuturor păcatelor și să fie aflați și ei în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care dăruiești purul rodnicie bisericii Tale, spărește credința și înțelepciunea catecumenilor, pentru care născuți prin izvorul botezului să fie primiți în rândul fiilor Tăi adoptivi, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru toți frații care cred în Hristos, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le dea harul de a înfăptui adevărul, să-i adune și să-i păstreze în unica Sa biserică.
Dumnezeule atotputernic și veșnic, care adun cele risipite și le păstrezi la oaltă, privește cu bunătate la turma Fiului Tău, pentru ca integritatea credinței și legătura iubirii să unească pe toți cei care au fost consfințiți prin același botez, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru evrei, ca Domnul Dumnezeul nostru, care le-a vorbit lor mai întâi, să le dea harul să crească în iubire față de numele Său și în fidelitate față de legământul Său. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ai dăruit făgăduințele tale lui Abraham și urmașilor lui, ascultă cu bunătate rugăciunile bisericii tale, pentru ca poporul pe care ți l-ai dobândit la început să se învrednicească, ajunge la plinătatea răscumpărării prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru cei care nu cred în Hristos, ca inspirați de lumina Duhului Sfânt, să poată intra și ei pe calea mântuirii. Dumnezeule atotputernic și veșnic, te rugăm ca toți cei care nu-L mărturisesc pe Hristos să trăiască în sinceritatea inimii în fața Ta și astfel să afle adevărul, iar nouă dă-ne harul să înaintăm mereu în iubire unii față de alții și să căutăm a pătrunde mai adânc misterul vieții dumnezeiești, pentru ca astfel să fim în lume adevărați martori ai dragostei Tale, prin Hristos Domnul nostru. Să ne rugăm și pentru cei care nu-L recunosc pe Dumnezeu, ca și ei, urmând cu inimă sinceră cele drepte, să se învrednicească a ajunge la același Dumnezeu. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu i-ai creat pe toți oamenii pentru ca pururi, dorindu-Te să Te caute și găsindu-Te să-și afle pacea inimii, vă Te rugăm ca în ciuda oricăror piedici, toți oamenii să descopere semnele bunătății Tale, precum și mărturia pe care ți-o dau prin fapte bune cei care cred în Tine și astfel să Te recunoască plin de bucurie, pe Tine singurul Dumnezeu adevărat și Tatăl nostru al tuturor, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să ne rugăm și pentru toți conducătorii statelor, ca Domnul și Dumnezeul nostru să le călăuzească mintea și inima după voința Sa, spre adevărata pace și libertate. Dumnezeule atotputernic și veșnic, în mâna Ta sunt inimile oamenilor și drepturile popoarelor, privește cu bunătate la cei care ne conduc, ca prin darul Tău să statornicească pe întregul pământ siguranța păcii, bunăstarea popoarelor și libertatea religiei, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Să ne rugăm, fraților prea iubiți, ca Dumnezeu Tatăl atotputernic să îndepărteze din lume toate greșelile,
să vindece toate bolile, să alunge foametea, să deschidă închisorile, să rupă toate lanțurile, să-i apere pe cei care călătoresc, să-i întoarcă pe cei rătăciți, să dăruiască sănătate celor bolnavi și celor care mor mântuire. Dumnezeule atotputernic și veșnic, mângâierea celor întristați și tăria celor care suferă, să ajungă la tine rugăciunile celor care te cheamă în ajutor din strâmtorare, din orice strâmtorare, pentru ca toți în încercările lor să aibă bucuria de a simți îndurarea ta. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Ne pregătim acum, dragi iubiți credincioși, să întâmpinăm Sfânta Cruce, cruce pe care a murit Iisus, s-a oferit El. Ca văzând-o, ca admirând-o și mai ales ca iubind-o, să-i fim recunoscători lui Iisus, pentru că El a voit să ne mântuie prin crucea sa. Iată lemnul crucii, de care a atârnat mântuirea lumii. Veniți să ne închinăm. Iată lemnul crucii, de care a atârnat mântuirea lumii, veniți să ne închinăm. Iată lemnul crucii, de care a atârnat mântuirea lumii, veniți să ne închinăm.
pregătim pentru a-L primi pe Iisus, Cel care ne-a iubit și ne iubește și a rămas cu noi în sfânta taină eucaristică, memorialul morții și învierii sale, cerându-i să ne primească la masa sa de iubire. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Primirea trupului Tău, Doamne Iisuse Hristoase, să nu fie spre judecată și osâtă, ci prin bunătatea Ta să împărăsească spre apărarea sufletului și a trupului și spre tămăduirea mea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperire, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dăruit viața nouă, prin fericita pătimire și învierea Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, păstrează în noi lucrarea îndurării Tale, pentru ca, împărtășindu-ne din această taină, viața noastră să fie o neîncetată cântare de laudă adusă Ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Te rugăm, Doamne, să revergi belșugul binecuvântării Tale asupra poporului credincios, care a celebrat moartea Fiului Tău în speranța învierii Lui, dăruiește iertare și mângâiere, sporește-i credința și învrednicește-l de mântuirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. În zile voastre, dragi persoane consacrate, dragi iubiți credincioși, dragi credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului, după ce am ascultat cuvintele sfinte, predică, după ce ne-am rugat pentru întreaga biserică, împreună cu întreaga biserică, după ce am adorat Sfânta Cruce, pe Iisus, Cel care și-a întins brațele pentru a ne cuprinde pe toți lângă inima sa, pe ce l-am primit în Sfânta Împărtășanie. Acum ne vom apropia la încheierea acestei celebrări sfinte din Vinerea Mare. Ne apropiem de El ca să sărutăm Sfânta Cruce. Iisus rămâne în altară, în liniște, în mormânt, întreaga zi de sâmbătă. Sâmbătă când noi vom putea să-L găsim în tăcere, în adorație. Sâmbătă când vom putea să continuăm să ne purificăm, curățim sufletul prin Sfânta Spovadă. Sâmbătă prin care noi vrem să ne apropiem de momentul victoriei sale, ieșirea sa glorioasă din mormânt. Ne unim acum cu toți cei care îl adoră pe Iisus aici, în întreaga lume și cei de la Ierusalim, din Țara Sfântă. Și sigur că gândul nostru ne poartă spre ei. Oferta pe care credincioșii o fac în această noapte sfântă este pentru Țara Sfântă și pentru toți credincioșii de acolo. Un semn de comuniune, un semn de dragoste, un semn de legătură ce trebuie să o avem. Acum ne dispunem unul după unul să sărutăm Sfânta Cruce, întorcându-ne acasă, dornici să demonstrăm că și noi îl iubim.
sta cu poftă, rodul pomului oprit. Domnul într-o sa dreptate, dar și-n bunătatea sa. A însemnat atunci altarul ce va șterge acest păcat. Acest destin, întrucât din lemnul rodnic a pornit păcatul greu, tot prin lemn să se împlinească și tămăduirea lui. Și din sânul prea